Urmează alte zile de foc în Mehedinți. În timp de două zile, județul se află sub incidența avertizării meteorologice Cod Portocaliu, ce vizează val de căldură în intensificare și persistent, dar și disconfort termic accentuat, conform informării transmise de către Administrația Națională de Meteorologie. În zilele de 26 și 27 iulie, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar valul de căldură se va intensifica și se vor înregistra valori termice de 37-39 de grade, respectiv 37-40 de grade. Timp de două zile, județul Mehedinți se află sub incidența avertizării meteorologice Cod Portocaliu, ce vizează val de căldură în intensificare și persistent, dar și disconfort termic accentuat. ISU Mehedinți le recomandă cetățenilor să respecte câteva reguli și măsuri. Este indicat să rămână în locuințe și să limiteze expunerea la soare, mai ales între orele 11-18. Este important ca aceștia să se hidrateze corespunzător, evitând băuturile alcoolice și pe cele care conțin cofeină. Pentru siguranța lor, cetățenii trebuie să poarte haine legere, deschise la culoare, pălării și ochelari de soare. O atenție deosebită trebuie acordată și copiilor, care nu trebuie lăsați singuri în autoturisme expuse la soare. În perioadele caniculare crește riscul de incendiu din cauza uscăciunii și temperaturilor ridicate. Astfel facem apel la cetățeni să nu utilizeze focul deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt, să nu arunce la întâmplare resturile de țigări și să nu lase în interiorul autoturismelor expuse la soare recipiente sub presiune. Valul de aer tropical aduce temperaturi sufocante. La acest moment, cel puțin 5 state europene suferă de pe urma valului de căldură din Europa. Luna iulie a adus în aproape toată Europa valori termice record. Valul de căldură insuportabil a lovit pentru prima dată în istoria sa Marea Britanie, autoritățile emițând cod roșu. De cealaltă parte, în zona mediteraneană, căldura a topit populația, iar incendiile au distrus hectare întregi de păduri. În Spania s-au înregistrat în sudul țării temperaturi de până la 45 de grade Celsius. Din păcate, noile prognoze meteo nu schimbă cu nimic fața Europei, canicula și căldura excesivă rămânând factorul decisiv în această lună.